Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint cazul șocant al unei femei care s-a trezit în altă viață. Dintr-un alt univers, aceasta s-a trezit îngrozită în lumea noastră. Ce-ați zice dacă într-o bună zi v-ați trezi într-un pat străin vouă, că aveți alt loc de muncă și că iubitul vostru nu mai există? Oamenii de știință lucrează din greu pentru a găsi dovezi puternice care să susțină teoria multor lumi. Nu cu mult timp în urmă, fizicienii au anunțat că investesc valuri intrigante în spațiu-timp care ar putea servi drept dovadă pentru universurile paralele. În timp ce căutarea științifică a altor dimensiuni și a unui univers paralel continuă, există povești interesante despre oamenii care dispar fără nicio urmă, au sfârșit într-un univers paralel. O femeie pe nume Lerina Garcia pretinde că exact acest lucru i s-a întâmplat, scrie site-ul spaniol Espacios Ocultos. Ceea ce părea a fi o zi obișnuită, trezirea dimineață într-un pat, a evoluat într-o serie de șocuri terifiante pentru femeia disperată, pierdută într-o lume străină, lumea noastră. Odată ce Lerina s-a trezit din pat, ea a observat că șosetele și pijamalele erau ciudate, pentru că nu le recunoștea deloc. Deși uimită de strania descoperire, femeia a ridicat din numeri și a început rutina obișnuită de dimineață. Dar Lerina Garcia, odată ce s-a trezit din pat, și-a dat seama că a pătruns într-o altă realitate. Trecutul ei, viața ei, tot ce este mai drag ei, toate acestea pur și simplu dispăruseră. Căci, pătrunzând în rutinele ei zilnice, în prima zi dintr-un alt univers, a observat mici nepotriviri, lucruri care nu se aflau la locul lor, articole care lipseau sau pe care nu le-a cumpărat. Femeia a scris mai târziu pe internet, căutând ca cineva să-i ofere o explicație pentru coșmarul în care ea s-a trezit. Într-o zi m-am trezit și am descoperit că totul era diferit. Nu era nimic care să aibă de-a face cu vreo călătorie în timp sau ceva de genul acesta. Pur și simplu m-am trezit în același an, aceeași zi și același pat, dar lucrurile erau total diferite. Nu erau lucruri esențiale, ci chestii de amănunt, dar pentru mine erau destul de importante pentru a-mi da seama că totul este diferit, scria femeia. Totuși, nu toate lucrurile erau mărunte. Deși mașina pe care ea o avea părea aceeași și deși lucra la aceeași companie ca și acum 20 de ani și în aceeași clădire, ea a fost șocată să afle că nu mai lucrează la departamentul la care credea că are slujba de atâta timp. Biroul ei se afla acum într-un total alt departament, situat într-o altă parte a clădirii. Iată ce povestește femeia despre propria experiență. În urmă cu 4 luni, m-am trezit într-o dimineață normală. Mă aflam în aceeași casă închiriată de 7 ani. Totul părea exact la fel, cu excepția câtorva lucruri, cărora nu le-am acordat prea mare importanță. M-am urcat în mașină și m-am dus la locul de muncă, acesta fiind același în ultimii 20 de ani. Dar când am ajuns în departamentul meu, nu mai era al meu. Pe ușă erau scrise numele persoanelor care lucrează acolo, iar al meu nu se mai afla scris. Am crezut că am greșit etajul, dar nu, era etajul meu. Apoi am aflat că lucram într-un alt departament și că aveam un șef, o persoană pe care nu o cunoșteam deloc. Toate lucrurile din geanta mea erau aceleași, cardurile de credit, buletinul, totul, cu excepția faptului că nu știu când mi-am schimbat locul de muncă. Speriată, în aceeași zi, femeia s-a dus la doctor, unde a făcut o serie de teste, inclusiv teste de droguri și alcool, iar totul i-a ieșit normal. Dar experiența șocantă a femeii nu s-a terminat aici. Ea a aflat că nu mai avea parte nici de iubitul ei. M-am despărțit de partenerul meu de 7 ani în urmă cu circa 6 luni. După ce ne-am despărțit, acum 4 luni am început o relație cu un bărbat din vecinătate.
Îl cunoșteam foarte bine. Îi știam numele, adresa, locul de muncă, fiul său dintr-o altă relație și ce studii a terminat. Ei bine, se pare că acel bărbat nu mai exista deloc. Am angajat chiar și un detectiv pentru a-l găsi și se pare că acel om nu a existat niciodată, povestește femeia. Iar pentru ca șocul ei să fie și mai mare, aceasta a aflat că nici măcar nu s-a despărțit vreodată de fostul ei partener de 7 ani. Atunci când Lerina Garcia a vizitat un psihiatru, acesta îi spuse că ea nu are decât halucinații, punând totul pe seama stresului. Dar femeia susține că nu delirează. Vă jur că spun adevărul și că sunt o ființă sănătoasă la cap. Familia mea nu-și amintește de lucruri precum operația pe care a făcut-o sora mea la un număr, în urmă cu câteva luni. Ea spune că n-a fost niciodată operată, spune Lerina Garcia. Da, asemenea lucruri ca și cele privind o slujbă diferită sau dispariția iubitului au dispărut pentru totdeauna într-o altă viață din alt univers. De parcă femeia și-a pierdut memoria în urmă cu 5-6 luni, iar în timpul acesta a visat că trăiește în alt univers. Ar fi fost mai logic ca Lerina Garcia să nu-și fi amintit anumite lucruri. Mai sunt cazuri de pierderii de memorie. Dar cum se face că femeia susține că a avut timp de 4 luni o relație cu un alt bărbat? Lucrul acesta nu mai este o pierdere de memorie. Ar putea ca Lerina, o femeie extrem de educată, pur și simplu să aibă o halucinație? Să fi suferit ea de o formă de boală rară în care își pierde orientarea în spațiu și în timp? Sau poate că femeia pur și simplu a sărit dintr-un univers paralel în altul? Povestea Lerinei Garcia este atât de ciudată, încât multor oameni care au auzit-o le-a fost greu să o ia în serios. Lerina Garcia era delirantă sau bolnavă psihic? Este ușor să respingi povestea ei ca fiind fantezie, dar dacă este adevărată, ar putea fi ea un adevărat vizitator din altă lume? A intrat ea din greșeală în universul nostru? Sau Lerina Garcia era nebună? Fata nu putea înțelege ce se întâmplă. Deși a fost convinsă că este perfect sănătoasă, a vizitat un psihiatru care i-a spus că are halucinații din cauza stresului. Lerina Garcia nu a fost de acord. Între timp, ciudățeniile au continuat să se acumuleze și multe alte lucruri din viața ei au fost greșite. Și-a amintit de evenimente despre care oamenii spuneau că nu s-au întâmplat niciodată. Logotnicul ei, așa cum s-a dovedit acum, nu a existat niciodată, iar obiectele din apartamentul ei nu erau cunoscute. Lerina nu a fost niciodată declarată bolnavă mentală. De asemenea, nu consumă droguri sau băuturi. Este o femeie normală, care a spus lumii povestea ei, însă puțini oameni o cred. Astăzi continuă să caute dovezi. Femeia crede că se află într-un alt univers care este doar ușor diferit de universul ei de acasă. Lerina și-a acceptat soarta și posibilitatea ca ea să rămână blocată în această lume și s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Dar cazul Lerinei Garcia nu este singurul de acest gen. Au mai existat încă 2 asemenea cazuri relatate tot de prestigiosul site spaniol. De exemplu, cazul Pedro Oliva Ramirez. În jurul orei 11, pe 9 noiembrie 1986, Pedro Oliva Ramirez se îndrepta spre Alcalá de Guadaira din Sevilla, Spania. La un moment dat i-a apărut în față o intersecție ciudată. Bărbatul circulase de foarte multe ori pe acel drum, dar niciodată nu mai văzuse acea intersecție. Odată ajuns acolo, nu a știut ce să facă și a ținut drumul înainte. Brusc, s-a trezit pe o autostradă cu 6 benzi. Mașinile îi se păreau ciudate, nu mai văzuse niciodată așa ceva. Peisajul era decupat dintr-o carte de povești și oamenii păreau de-a dreptul bizari. Ramirez a simțit un aer cald care trecea prin el,
și a început să audă voci care îi sugerau că se află într-o lume paralelă și că trebuie să se întoarcă. Un alt fapt pe care l-a remarcat spaniolul este că, la un interval de 8 minute, treceau numeroase mașini pe lângă el. Apoi, traficul parcă se oprea. Ramirez a realizat că se petrece ceva ciudat și a întors mașina. În cele din urmă, a reușit să iasă din această lume, revenind în a sa. De atunci, nu a mai văzut niciodată acea intersecție și nici nu a mai pășit într-o lume paralelă. Ramirez încă caută un răspuns la cele întâmplate, fără prea mult succes până acum. Un alt caz similar s-a petrecut în canionul Gadianton. În mai 1972, patru fete conduceau dinspre Universitatea Utah după o petrecere. În timp ce traversau izolatul stat Utah-Nevada, în jurul orei 22, au ajuns la o intersecție, unde au virat la dreapta și au început să străbată canionul Gadianton. Surprinzător, asfaltul negru a început să devină alb. Crezând că au greșit drumul, fetele s-au întors. Dar, ca prin minune, pasajul nu mai era deșertic, ci era format din câmpuri verzi și păduri de pini. Fetele au decis să oprească și să ceară informații, dar în foarte scurt timp s-au răzgândit, în timp ce una dintre ele a început să țipe isteric. În acel moment, patru vehicule în formă de ou au început să le urmărească. Tinerele au accelerat și, într-un final, asfaltul alb a început din nou să fie negru și peisajul deșertic. După ce s-au lovit de o piatră, acestea au constatat că au trei cauciucuri desumflate și au decis să aștepte dimineața pentru a face autostopul, fiind descoperite de către un polițist. Oricât de SF ar părea povestirea, urmele cauciucurilor sunt extrem de dificil de explicat. Urmele mașinii erau de aproximativ 200 de metri în deșert. Dar cum a putut ajunge mașina acolo, la peste 3 km de autostradă și fără alte urme? Autoturismului îi lipsea și acoperișul, care nu a fost găsit niciodată. Poate s-a pierdut undeva în deșert, sau poate este expus într-un muzeu dintr-un alt univers paralel. Ideea existenței lumilor paralele și a multiversului datează de mii de ani. Începând cu secolul 20, fizicienii au încercat să explice existența acestora și legătura lor cu legile fizicii. În anii 50, Hugh Everett susținea că, în univers, sunt realități diferite. Conform opiniei sale, universul se ramifică în mai multe copii proprii. Mai târziu, fizicianul Poirier susținea existența mai multor lumi care interacționează. Una dintre cele mai cunoscute teorii susține că acum 13,8 miliarde de ani nu s-a produs un singur Big Bang. În apropiere de lacul Titicaca, Peru, există o formațiune masivă numită Poarta lui Dumnezeu. Se spune că are proprietăți energetice. Muritorii pot trece pe aici într-o altă dimensiune. Conform unei legende incașe, lumea s-a născut în lacul Titicaca, iar sufletele celor morți revin în această zonă. În anul 1996, cercetătorul José Luis de Lago Mamani a explorat această formațiune, timp în care, conform spuselor sale, a suferit un șoc. Membrii echipei care cercetau formațiunea au avut privilegiul să observe o stranie lumină care ieșea din structura rocilor. Incașii considerau că cei care treceau prin această poartă aveau privilegiul de a trece într-o altă dimensiune. Alți specialiști care au studiat zona au afirmat că, pe lângă energia pe care o emana structura, au avut anumite viziuni sau au auzit voci. Dar pot fi mai multe realități în una singură? Experimentul pisicii lui Schrödinger este un experiment mental caracterizat ca un paradox.
În anul 1936, Schrödinger explica ce probleme apar dacă se aplică interpretarea Copenhaga a mecanicii cuantice asupra obiectelor din viața de zi cu zi. O pisică poate să fie vie sau moartă, în funcție de un eveniment anterior aleator. Spectrul posibilităților în universul cuantic este imens. Universurile paralele există simultan și se influențează prin forțe de repulsie, spun cercetătorii. Acceleratorul de particule CERN, utilizând cantități enorme de energie, a reușit să demonstreze existența găurilor negre și se preconizează în viitorul apropiat să fie demonstrată și existența universurilor paralele. Prieteni, mă opresc aici. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!